Iată că a venit timpul să și gătim, pentru că astăzi desenăm cu vin și gătim din poziție așezat. Să știți că există mai multe categorii de oameni care nu consumă carne. Vegetarieni, care se mai divizează la rândul lor în lacto-vegetarieni, ovo sau lacto-ovo împreună, vegani, care, despre care v-am povestit destul de des pe parcursul acestor 4 ani la emisiunea noastră, iar astăzi facem cunoștință cu o persoană care, din totalitatea alimentelor neanimaliere, alege doar o singură parte. Acesta este Alex Vlad. Îi spunem bună ziua și bine a venit acasă de vreme. El este fructarian. Bună ziua! Bună ziua! Deci, am auzit așa cu coada urechii când discutai acolo, înainte de a intra la noi în studio, că astăzi ai mâncat 4 mere dimineața. Da. Așa. Și niște pierd. Și niște prune. Vreo jumătate de kilograme. Vreo jumătate de kilogram de prune. Da. De fapt, ce este fructarianismul și cu ce se mănâncă? Fructarianismul este un curent care are undeva vreo 100 de ani în civilizația noastră. De fapt, el de mai demult, dar pur și simplu oamenii au uitat de vechile și de prima alimentație a omului. Fructarianii sunt persoanele care consumă numai fructe. Numai fructe. Numai fructe, verdeață, și nuci. Eu am auzit, apropo, că fructarienii se consideră urmașii direcției lui Adam și Eva, că ea în grădina Edenului mâncau doar fructe. În primul rând, depinde cum te uiți la, eu știu, la istorie, la viață. Pentru mine, spre exemplu, nu exista Adam și Eva. Uh-huh. Asta face parte din conceptul biblic despre Adam și Eva, dar civilizația noastră are mai multe miliarde de ani. Tu ești ateu și nu... Eu nu sunt ateu, eu sunt credincios divinității. Așa, sau ai religia proprie. Nu, sau absolutului, pur și simplu văd lumea lui țică mai altfel. Nu accept Vechiul Testament, Noul Testament ca inspirație divină. Asta este. Dar nu ne abatem de la temă. Până o să ne apucăm noi să gătim mâncare fructariană, vreau să-mi spui de ce te-ai apucat tu să devii fructarian și de când? Eu am fost 8 ani de zile vegetarian. Așa, adică ai mâncat... Am mâncat vegetații, am exclus carnea și produsele lactate, alcoolul, tutunul și toate celelalte și am simțit că... Ceva e prea mult. Nu că e prea mult, ceva nu mi-ajunge mie energie. Și am trecut după asta prin naturism crudivor, adică am început să mănânc crudii, cum a dat mama natură. Adică ai devenit de la vegetarian, ai devenit ro-vegan. Nu ro-vegan, dar naturist crudivor, pentru că ro-veganii, pe lângă sistem de alimentație, este și o filozofie și un mesaj, că ei nu exploatează animalele. Ei sunt contra uciderea animalelor și exploatarea lor. Așa. Nu se îmbracă, ori nu se încalță în haine de piele. Eu știu că și fructarienii deseori rezumă doar la fructele care au căzut și sunt împotriva oricărui tip de omor și nici nu poartă haine care conțin fructele, lână sau orice piele de animal. Fructarienii mănâncă numai fructe, verdeață și nuci. Așa. Da. Deci cu nucile te apuci să suplinești acele proteine de care nu ai avut parte. Da, noi nu avem nevoie de proteine. Mm-hmm. Noi avem nevoie de glucoză. Pentru că la baza sângelui este glucoza. Și hai, fructele, o secundă să-mi termin gândul. Fructele intrând în organism se transformă în sânge și o purifică. Asta e baza, asta e mâncarea zeilor. Și-a spus unic. Uite, foarte multe lucruri putem afla despre Alex, dar o să le aflăm din reportajul următor, doamnelor și domnilor. De câteva luni este fructorian, adică mai pe scurt, mănâncă doar fructe, v-am zis despre asta. Alex Vlad, acest tânăr din capitală, și-a construit meniul alimentar după principiul sunt ceea ce mănânc. Deși se alimentează pe săturate, tânărul afirmă că a dat jos kilogramele în plus și se simte minunat, să vedem. Alex Vlad are 31 de ani, deși noi nu i-am dat mai mult de 20. În anul 2004, după ce a terminat de citit un manual de orientare alimentară, băiatul a renunțat la carne și lactate. Am luat decizia să le văd carne, fiindcă nu-i prea bine să mănânci animale moarte. Așa dacă spun ce se. Pentru că omul este viu. Deci, dar cum au spus inițiații și din chimie, și la nivel de macro, microlume la nivel de macro, ci înăuntru și afară. A fost vegetarian 10 ani, timp în care își permitea să prelucreze termic alimentele, adică doar fructele, legumele și verdețurile. Din luna august însă, Alex are un regim alimentar bazat doar pe fructe. Dimineața m-am trezit pe la ora 6 și am băut apă. Nici nu era mâncat. Eu rompe la vreo ora 7-8,
am mâncat niște miere. După asta, peste o oră, două, am mâncat poamă, niște nuci. Spune că modul de viață pe care îl ducea până acum era unul care îi afecta sănătatea, dar și starea de spirit. Azi se declară o persoană mult mai optimistă și plină de viață. Chiar de asta azi și rămân în frigider aici. Struguri, varză, ardei, morcov, lămâi, dar aprovizionările mele de iarnă stau într-un beș. Stau 300 de kg mere, mai am eu acolo și prasade. Am cules roșii de la mine de la grădină, dar de-a nu vin înghețurile. Și le scoc și le mănânc. Mi-am strâns, de pe deal am blat, mi-am strâns un sac de nuci. Pentru iarna, rezerva mea de grăsimi și de minerale. Pentru că nu are suficient spațiu în apartament, Alex a depozitat circa 50 de kilograme de mere Montua, soiul său preferat, chiar lângă propriul pat. Astfel, fiecare dimineața lui începe cu 3 mere. Mulțumesc! Ups. Alex Vlad nu are un loc de muncă stabil pentru că obișnuiește să călătorească destul de des. Faptul că se hrănește doar cu fructe și legume de pe tulpini, pe care tot fructele numește, îl ajută să învingă senzația de foame în orice situație. Iată acum când știm mai multe despre fructăreanul nostru, câți fructăreni sunt în Chișinău, apropo? Nu știu. Eu știu pe Ion Platon, prietenul meu. Deci, doi pe care îi cunoști tu. Doi, 100%. 200% da. Fructărieni. Și care a pornit ziua de azi cu 4 mere și niște prune. O să-l înfructăm cu niște prune și, sau poate el o să ne înfructe pe noi cu niște prune într-un smoothie făcut de mâna unui fructărian. Dar între timp să ne povestește, rog frumos, eu m-am mai interesat despre fructărieni. Atent că este lipit. Scoate asta și pune tot ce vrei în ea. Așa. Am mai citit despre fructărieni că în funcție de cauza din care s-au apucat să fie fructărieni, una dintre ele fiind religioasă, tu nu din punct de vedere religios te-ai apucat de asta. Nu. Deci, în cazul în care persoanele sunt atât de iubitoare de animale, nu poartă nimic. Tu văd că ai ceasul cu... O brățară din piele. Nu este ceas, este... Este o brățară din piele. Este o brățară, pur și simplu. Da, și pantofii sunt din piele. Pantofii sunt din piele. Da. În cazul ăsta, spune-mi, te rog frumos, fructarianismul ți-a adus acel rezultat scontat? Da. Am foarte multă energie. Dorm foarte puțin. Mă plimb 40-50 de kilometri prin păduri, prin râpi, pe dealuri și nu obosesc deloc. Pentru că fructele, într-adevăr, conțin foarte multă glucoză, fructoză, care zicem așa, care se transformă, de fapt, dacă nu te miști, în grăsime. Nu e corect. Nu e corect. Asta e dacă persoana se alimentează doar numai cu fructe, el niciodată nu va fi gras. Dar dacă el mai consumă și altă hrană, carne, lactate, da, el atunci va fi gras. Deci, câteva minute urmă, voiam să te întreb cu ce suplinești tu acele elemente care nu se regăsesc în fructe. De exemplu, proteinele. Oricum are nevoie organismul tău de proteine. Acesta este un mit al civilizației noastre. Organismul nostru nu are nevoie de proteine. Păi, dar mușchii din ce se construiesc? Din aminoacizi. Aminoacizii și sunt unii dintre aminoacizi se numesc proteine. Corect. Nu, aminoacizii stau la baza proteinilor. Așa. Eu îi dau deodată aminoacizi, deci, prin fructe. Nu, și gata. Nu îi impui organismul să transforme... Știi sigur, dar fiecare om, apropo, noi oamenii, ne naștem cu un capital, cu o bancă de enzime și dacă omul se alimentează greșit, organismul pierde din enzimele lui proprii. Așa. Și el îmbătrânește și se îmbolnăvește. Și atunci, consumând fructe, tu îți suplinești enzimele necesare? Nu, eu deam fructe și legumele crude, le iau deam enzimele lor, dar de mamă natură. Și ele se autoasimilează. Dacă persoana se alimentează cu proteine, organismul trebuie să cheltuie din enzimele lui proprii, din energiile lui, ca să o desfacă proteină în aminoacizi. Foarte interesant. Iaca care teorie. Ce punem în smoothie? Ca să ne... Și o leac de apă trebuie. Un pic de apă. Da. Deci pun asta pe blender, pe motor. Da. L-am pus. Și turnăm o leacă de apă. Apă.
Ajunge. E de ajuns. Cât de des faci o astfel de mâncare? În fiecare zi. Fiecare zi? Da, smoothie din pierj, asta e meu preferat. Păi da, atunci când nu mai sunt prune, ce faci? Mănânc tropicale. E slab el, eu să nu crezi că sunt foarte versat, dar am citit undeva că nici un fruct nu conține vitamina B12, care este esențială pentru organismul nostru. Oricum trebuie să suplimentezi undeva. Vitamina B12 se sedimentează și ne face colonul meu, microflora din colon. Așa. Care este cea mai principală glandă, am să spun eu, cum e, eu dacă citesc în rus, endocrină, da, endocrină. Da. Și dacă colonul omului are, e sănătos și are microfloră sănătoasă, e, se alimentează orice substanță. Am înțeles. E de ajuns de nu, mai dăm, mai dăm. Da. Da. Da, da, da. Așa, ce fructe în afară de cele care le găsești pe în Republica Moldova consum? Sau nu consum fructe din afară de Moldova? Consum. Ce anume? Bananele, portocalele, kiwi. Kiwi. Și mai sunt acolo. Mandarini. Încă o întrebare provocatoare. Unii fructarieni consideră un pic altfel noțiunea de fruct. Așa. Și sub noțiunea de fruct, în cazul ăsta, mai numeresc și unele din legume, cum ar fi roșiile, cum ar fi alte legume care au semințe, de exemplu, aceleași vinete. E clar. De ce fructele, din ce și-am studiat eu și în conceptul meu, fructele crește pe tulpină, crește deasupra pământului. Tot ce crește în pământ e legumă. Așa. Și tu ești de părerea asta? Da. În cazul ăsta mănânci practic orice legumă, rămânând fructarian sau... Nu, practic riese că roșiile, care lumea crede că e legumă, pentru mine ele sunt fruct. Așa. Deci tu consumi roșii? Desigur. Castraveți? Da, tot este un fruct. Foarte interesant. Deci, în principiu, cartofii și topinambul sunt ceea ce dispare de la tine din... Și nu numai cartofi, și sveclă, și rădăcină de țelină, și morcovul. Nu te îngești după acesta? E de ajuns de bun? Ajunge, e bun, e bun. Ia, hai să-l gustăm. Să deschidem chestia asta mai bine. Da. Pac. Servește, te rog frumos. Cine? Sau? Eu în fiecare zi beau așa ceva. Am înțeles, adică deci, tu mă servești pe mine. Sigur. Înțeleg eu? Da. Ia să vedem noi. Țineți minte, aici sunt doar prune. E bine să fie coapte, da? Da, dulci. Dulci. Un pic de apă, nu de robinet, de la cooler. Și un pic de putere din acest blender. E interesant. Ar fi ca un piure de fructe pentru bătrânii care nu mai au dinți. Eu ajuns la cei care nu au dinți pentru că s-au alimentat greșit. Că dacă toată viața se alimentau cu fructe, erau dinți. Dinții erau la loc. Așa. Deci, tu ești fructarian, dar consumi și unele legume care cresc deasupra pământului. Da. Te simți foarte bine. Pe care eu le numesc fructe. Pe care tu le numești fructe. Da. Te plimbi mai mulți kilometri pe zi prin păduri. Da. Pe dealuri și pe râpi. De ce? Îmi place. Îți place libertatea care o simți în... Îmi place să călătoresc la natură. Și ce faci în primăvara când se cam termină fructele? Inclusiv și cele din frigider. La piață avem foarte multe fructe. Apropo, până vara țin mierele. Și intri în oricare supermarket și îți iei banane, portocale. Portocalele, nuci, da, dacă ele nuci. De obicei cresc iarna. De ce noi trebuiește să ne giftuim 10 feluri de mâncare? Am înțeles. 2-3 feluri de fructe, niște nuci, și niște miere de albine și îi ajunge omului. O ultimă întrebare, cea mai esențială pentru cei care poate se gândesc acum de ce să nu devină și ei fructarieni.
E mai scump sau mai ieftin să fii fructarian decât să mănânci... E mult mai ieftin. Fructele sunt destul de scumpe. Dar carnea e mai scumpă, ai zice da, tu, da? Da, hrana din supermarket, de la fabrică, e mult mai scumpă. Am înțeles. Ai recomandat tuturor celor care ne privesc acum să devină fructarian? Eu aș recomanda să devină fructarian, dar nu înainte de a citi o carte. Mm-hmm. De a citi mai multe surse, pentru că când îți schimbi brusc alimentația, apar și niște procese de purificare. Deci nu recomand să se treacă brusc la brusc, procese. Nu. În primul rând, le recomand să citească mai multe cărți și să experimenteze. Și după ce omul s-a interesat, da, și s-a informat bine, poate să încerci cu partea practică. Cu ce fruct e mai bine să înceapă? Cu ce fructe? Da. Mieri, prune, nu recomand să consumi pe stomacul gol, prăsade și struguri, pentru că ele sunt cele mai bioactive. Iată și cele mai prețioase recomandări de la fructarianul Alex Vlad. Mulțumim foarte mult că m-a servit și pe mine cu acest smoothie și eu până am să-l trec până la fund, împreună cu Maria Marian. O să vă lăsăm și vouă o scurtă pauză pentru că revenim în partea a treia a emisiunii Acasă de Vreme în câteva